Alegeri astăzi în Republica Moldova. În țara noastră sunt 16 secții de votare, dintre care una se află la Craiova. Festival al murăturilor în Salină. Mii de turiști au venit la Ognele Mari, dornici să se bucure de aerosol, dar și să încerce din bunătățile numai bune de pus la cămară pentru iarna care bate la ușă. Protejarea și promovarea patrimoniului cultural național au fost discutate în cadrul unei conferințe organizate pentru prima dată la Craiova de Institutul Național al Patrimoniului. Ziua de astăzi este una deosebit de importantă pentru Republica Moldova, o zi care poate influența viitorul țării. Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu se luptă în turul 2 pentru funcția de președinte în cadrul unor alegeri dominate de presiuni și acuzații de fraudă. Una dintre cele 16 secții de votare amenajate în România este la Craiova. Moldovenii din Oltenia și nu numai au venit la vot cu speranța unui viitor mai bun pentru Republica Moldova. Este foarte important noi ca cetățeni moldoveni să ne facem datoria civică și să venim la vot. Ce sper de la Republică? Sunt sigură că de data asta fiecare s-a mobilizat și cu siguranță o să fie totul bine. Cu ce gânduri ați venit astăzi la vot? Pozitive, numai bine, pentru o țară prosperă, frumoasă și, adică, noi de acum suntem în vârstă, dar pentru tineret să trăiască într-o țară liberă, democratică și așa mai departe. Sperăm că mâine o să fie lumină. E un moment important? Da, e foarte important momentul. Un important care, așa moment, n-a fost în istoria Moldovei noastre scumpe. Care sunt speranțele vis-a-vis de Republică? Sper că oamenii din Republica Moldova o să fie mai deștepți în continuare, nu ca turul trecut. Credeți că se poate dezvolta Republica Moldova? Ce fel de republică vedeți peste ani? În primul rând cu oameni mai buni și mai deștepți. Sperăm că și cei din Republica Moldova vor demonstra o altă atitudine față de alegeri și vor face decizia potrivită pentru dezvoltarea și modernizarea Republicii Moldova. E un moment greu, un moment de presiune prin care trece Republica? Din 91 Moldova trece printr-o presiune și întotdeauna există această decizie de a alege pro-Europa sau pro-Rusia. Nu s-a schimbat nimic, să sperăm că se va schimba poate peste următorii 4-5 ani ceva. Peste 300 de persoane votaseră până la orele prânzului la secția de vot deschisă la Universitatea din Craiova. Până la ora actuală au votat 302 cetățeni, noi ne așteptăm la mai mulți, dat fiind faptul că și data trecută, adică până la ora 21.00, noi am înregistrat 418 cetățeni care au votat. Și adică da, secția de votare este deschisă de la ora 7 dimineața până la ora 21.00 și așteptăm ca toți cei care doresc să-și exercite dreptul la vot să facă, să reușească să o facă până la orele 21.00. Așteptați la mai mulți ca data trecută sau nu? De regulă așa e, de regulă la turul 2 ne așteptăm la mai mulți, așa că da. Peste 2,7 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați astăzi la urne pentru a alege viitorul președinte al Republicii Moldova. În primul tur al alegerilor, Maia Sandu a obținut 42,49% din voturi, în timp ce socialistul Alexandru Stoianoglu a fost votat de 25,95% dintre alegători. În Mehedinți, o femeie de 47 de ani care conducea un autoturism pe drumul național 6 a pierdut controlul volanului într-o curbă la ieșirea din orașul Orșova spre Topleț. Mașina a intrat pe contrasens unde a fost izbită din lateral de un autotren înmatriculat în Bulgaria care venea din sens opus. Impactul a fost atât de violent încât victima a decedat pe loc. A fost descarcerată, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. În urma accidentului, pe drumul național 6 s-a circulat cu dificultate mai multe ore deoarece s-au format coloane de mașini pe kilometri întregi. În Dolj, un bărbat de 51 de ani, cetățean turc, în timp ce conducea un autotren format din cap tractor și semiremorcă pe drumul național 54 în localitatea Golenți din direcția Maglavit către Calafat, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp, gardul împrejmuitor a două imobile și două autoturisme parcate. Bărbatul a fost găsit de polițiști în afara vehiculului conștient. Ulterior, starea acestuia s-a agravat. Un echipaj de ambulanță a efectuat manevre de resuscitare, însă fără succes. A fost declarat decesul bărbatului. Cadrele medicale prezentă
prezente la fața locului au stabilit că diagnosticul preliminar ar fi infarct miocardic. Jandarmii din Gorj patrulează și alături de colegilor necuvântători. Este vorba despre câinii de intervenție instruiți să atace și să imobilizeze agresorii, dar și pentru intimidare și urmă atunci când misiunile o impun. Doi dintre cei trei câini scoși în teren sunt frați și au fost instruiți pentru misiuni dificile de ordine publică. Mix și cu Max sunt frați amândoi. Frați buni. De asta și lată. Este de patrulare intervenție. El e un câine de urmă, dar tot patrulare intervenție. Deci, ei se lucrași pentru ea. El e un câine de urmă care e mai cu mine. Zilnic sunt instruiți pe terenul din curtea jandarmeriei Gorj, iar lunar sunt evaluați de specialiști. Toți câinii aflați în dotarea jandarmeriei Gorj au executat stagii de pregătire la Centrul Chinologic Dr. Aurel Greblea Sibiu, iar valoarea lor este inestimabilă, întrucât pe timpul executării stagiului de serviciu se creează atașament între conducătorul lui și câinele de serviciu, iar la finalizarea serviciului aceștia sunt preluați la domicilii de către conductorii lor. Patrupedele au parte și de un instructaj periodic la Centrul Canin al Ministerului de Interne de la Sibiu. Câinii sunt folosiți în special la misiuni de ordine publică, la evenimente care implică prezența multor persoane, dar și în misiuni de căutare a persoanelor dispărute. În ce măsură este recomandată vaccinarea anti-HPV în cazul băieților, a bărbaților și până la ce vârstă? Băieții sunt se recomandă în acest moment vaccinarea acestora între 11 și 18 ani din cel puțin două motive. În primul rând, un beneficiu individual, adică previne apariția acelor forme de cancer la bărbați, cancerul penian, după cum am spus, sau cancerul orofaringian. Dar cel mai important este că această recomandare vine ca urmare a faptului că fetițele nu se vaccinează. Bărbații nu sunt altceva decât niște vectori. Vaccinându-se, nu fac altceva decât să prevină apariția cancerului de col uterin la viitoarea soție. Iar pentru o mamă este foarte important acest lucru. Practic își vaccinează băiețelul tocmai ca să ajute la viitoarea structură familie pe care o va avea propriul băiat din dotare, și în acest fel să poate să-și crească nepoții și mai departe să ajungă la o vârstă înaintată împreună. Ce demersuri se fac la nivel național pentru ca părinții să conștientizeze gravitatea infectării cu HPV în absența imunizării? Să știți că avem din ce în ce mai multe campanii de informare, pe de-o parte, care vin din partea multor societăți profesionale. Noi, Societatea Națională de Medicină a Familiei, facem această campanie de din anul 2008, de când a început această nebunie în România. Asta pe de-o parte. Iar pe de altă parte, un lucru foarte îmbucurător este că dacă în anul 2020 am reînceput, chiar în plină pandemie, am reînceput campania de vaccinare împotriva HPV, numărul de doze administrate s-a dublat de la an la an. Astfel încât numărul persoanelor care acceptă să se vaccineze este într-o creștere exponențială. Deci, cu alte cuvinte, oamenii au căpătat încredere în acest vaccin, fie datorită informațiilor, fie datorită veștilor care circulă pe scara blocului, ca să spun doar atât, fie datorită campaniilor pe care le desfășurăm la cabinetele medicale de familie în ceea ce privește accesibilitatea pe care o avem în acest moment la acest vaccin. Pentru că, așa cum am precizat, acest vaccin este gratuit pentru băieți și fete între 11 și 18 ani și compensat 50% pentru femeile cu vârsta între 19 și 45 de ani. În cazul minorilor, pentru procurarea acestui vaccin, părinții sunt cei care trebuie să facă o solicitare? Nu se mai face acea cerere așa cum se făcea până recent, până la 1 decembrie 2023. Pur și simplu vine în cabinet, se emite o rețetă, bineînțeles, cu acceptul pe care, adică eu ca medic de familie nu emit o prescripție dacă părintele îmi spune că nu vrea să-și vaccineze. Dacă părintele îmi spune că vrea să-și vaccineze copilul, în acel moment emit prescripția. Pentru vaccinul respectiv se merge la farmacie, se ridică vaccinul, se pune într-o lădiță izotermă sau un termos și se ajunge cu el la cabinetul medicului de familie unde se administrează imediat, astfel încât protecția să fie obținută cât mai repede. Și mai există încă o nuanță aici. Fetițele și băieții care încep vaccinarea până la vârsta de 14 ani, adică până în ziua în care împlinesc 15 ani, vor beneficia de
administrat două doze, una acum, una peste 6 luni. Cei care încep vaccinarea după vârsta de 15 ani vor trebui să administreze 3 doze. Una acum, una peste 2 luni și una peste 6 luni. La Ocnele Mari și localitățile din vecinătate, sara este nelipsită la prepararea murăturilor de toate felurile, încă din vremuri imemoriale. Se spune că saramura în care se pun la păstrat roadele de toamnă ar avea la bază chiar sarea scrijelită fiind de pe pereții exploatării miniere din subteran, într-un dozaj precis care s-a transmis din generație în generație, astfel că produsele rezultate au darul să încânte papilele gustative ale pofticioșilor de toate vârstele. Cea de-a treia ediție a evenimentului Sarea în Bucate, murături pentru iarnă, asortate și sărate, a adus în micul oraș subteran mii de turiști. Este a treia ediție a evenimentului acesta. Avem producători din Vâlcea și din alte județe ale țării și sperăm ca din an în an să crească. Avem și miere și produse naturiste și răchită. Facem și atelier de creație cu răchită. Și, bineînțeles, murăturii noștri care o să-i punem cu sarea de aici, de la Ocnele Mari. Murăturile ies bune utilizând sarea de aici, de la zăcământul Ocnele Mari. Și ce pot să pună la borcan? Avem sortimente diferite, avem gogoșari, conopidă, castraveți, sfeclă roșie, morcovi și, desigur, toate vor fi asezonate cu sare grunjoasă, neiodată, extrasă de aici, de la Ocnele Mari. Punem murături? Da. Și ce ai pus acolo în borcan? Gogonene, ardei, morcovi, castraveți. Am mai făcut și mă pricep. Ce? Da, da. Deci îți place? Da. Și cu ce ai amestecat acolo? De toate. Pe lângă atelierele de pus murături asortate, turiștii au avut însă ocazia ca pe parcursul celor 2 zile să se distreze și să asculte muzică, împletind coșuri de răchită sau degustând din dulciurile copilăriei aduse de producătorii agricoli invitați. Se dezvoltă și îmi place. Frumos. Vedeți muzică. Și sănătate, doamnă, sare, sare. Și cea mai tare gură care cu aer de sare. Și iar aerul de la albine, dacă s-ar putea. Pentru murături e cea mai bună. Cea mai de... Cum ies murăturile, murăturile cu sarea? Cu sarea de la Ocne, foarte gustoase. Murăturile le-am făcut acasă, la zacuscă. Avem și zacuscă de măr, ceva mai nou. Produse făcute cu sare de aici, de la Salina? Da, da, da. Foarte frumos. Ați nimerit și la un festival al murăturilor, l-ați încercat? Da, nu l-am încercat. De ce? Am fost pasionat deocamdată. Venim la tratament, totul e la superlativ, plus acest festival. Ați încercat murăturile? Sau să puneți murături? Nu, nu, am auzit că este... acum se fac. Le facem la Pitești. Și nu încercați și rețeta de aici? Păi sigur, trebuie să o încercăm. Salina din Ocnele Mari are o suprafață amenajată pentru vizitare de 40.000 de metri pătrați și dispune de patinoar, mini-terenuri de sport, expoziții de artă, restaurante, cafenele și chiar o bisericuță unde se țin slujbe în fiecare duminică. Salina este deschisă în această perioadă zilnic până la ora 17, cu excepția zilelor de luni și marți. Institutul Național al Patrimoniului a demarat un set de conferințe regionale pentru a identifica provocările pe care autoritățile naționale și locale, comunitățile și mediul de afaceri din domeniu le întâmpină. Aflăm mai multe detalii din rubrica Interviul zilei de la Oana Zaharia, manager al Institutului Național al Patrimoniului. ROI Ereditas este un program inițiat de Institutul Național al Patrimoniului la începutul acestui an, pe 15 ianuarie mai exact,
Ce ne dorim pe foarte scurt este să intrăm într-un dialog constructiv cu toți actorii care se regăsesc în viața patrimoniului, de la autorități publice locale, la proprietari de monumente istorice, la organizații de turism și așa mai departe, aproape, mă rog, agenții economice și așa mai departe. Ce vrem să obținem, practic, este să arătăm că venim în sprijinul celor care până la urmă contribuie alături de noi la protejarea, restaurarea, punerea în valoare și valorificarea patrimoniului. Și atunci am organizat aceste serii de întâlniri care s-au întâmplat în mai multe zone ale țării. Am fost până acum în Sibiu, în Alba Iulia, în Constanța, acum la Craiova și va continua seria aceasta de întâlniri regionale. Despre turismul cultural, știu că este unul dintre subiectele care s-au dezbătut în cadrul conferinței. Turismul cultural poate să aducă un aport pozitiv comunităților locale? Noi credem că da și personal cred că este un mod prin care atingem și educația și partea economică, pentru că atrăgând turiști atragem bani, atragem consum și cred că Craiova stă foarte bine la partea asta de turism cultural. Există însă la nivel, cred că național, o tendință de a merge spre divertisment mai degrabă decât spre turism cultural și probabil că va fi o perioadă de tranziție în care să încercăm să direcționăm publicul și către partea culturală. Cu siguranță este mai mult de lucru. Noi avem materia primă și în Craiova este din plin. Trebuie să creăm experiența și suntem deschiși să colaborăm cu autoritatea locală în ideea de a găsi soluția prin care să venim poate cu un festival care să trimită la istorie, care să trimită la evenimente naționale de-a lungul secolelor și să reușim să implicăm atât comunitatea locală cât și din alte orașe, din alte țări, de ce nu. Este nevoie de o mai mare promovare a clădirilor de patrimoniu? Punerea lor în valoare este o prioritate, cu siguranță, pentru că n-ar avea rost cumva toate eforturile noastre de restaurare dacă nu le-am continuat după aceea cu o punere în valoare și cu o valorificare. Ele trebuie privite cu fața spre viitor, trebuie să încercăm să le includem în cotidian, adică degeaba restaurăm dacă nu dăm funcționalitate unei clădiri de patrimoniu și este unul dintre scopurile pe care ni le-am propus cumva să reușim să facem treaba asta. În Craiova sunt multe clădiri de patrimoniu care nu au funcționalitate, care nu sunt într-o stare de conservare bună, chiar să zicem rea, care sunt fie proprietate, majoritatea am înțeles că sunt în proprietate privată și aici încercăm să identificăm soluții prin care să venim în sprijinul proprietarilor privați de monumente istorice. Noi avem un program care se adresează atât publicului cât și privatului, apelurile de finanțare pe timbul monumentelor istorice, care anul acesta a avut o amploare nemai întâlnită până acum și suntem chiar în momentul de față în derulare cu un apel de finanțare. Sumele pe care le-am alocat per proiect au crescut extraordinar în urma unei modificări legislative pe care Ministerul Culturii a reușit-o la începutul acestui an. Și, practic, anul ăsta noi am, prin timbrul monumentelor istorice, am avut un buget de 446 de milioane pe care le-am împărțit pe apeluri de proiecte, de finanțare de proiecte, pe niște tematici stabilite de la începutul anului, case memoriale, edificii de cult, restaurare cu titlu general și muzee în aer liber. Și avem în evaluare apeluri care s-au încheiat și un apel în derulare în momentul de față. E adevărat că mulți proprietari ne spun că nu au știut de aceste apeluri. O să lucrăm ca partea aceasta de comunicare să fie una cât putem de bine susținută și să atingem cât mai mulți oameni să afle într-un timp real, astfel încât să poată să depună proiectele pentru finanțare. Este important ca aceste clădiri de patrimoniu să fie restaurate, să fie protejate? Sigur că este important, ăsta este scopul nostru principal. Este important ca ele să fie restaurate și să fie protejate. Este important să fie restaurate la un nivel de calitate înalt, dar la fel, restaurarea, de fapt întreținerea și protejarea este la momentul acesta văzută ca o activitate care consumă buget
și ulterior nu produce nimic. Tocmai asta ne dorim, să demonstrăm că, de fapt, patrimoniul este un catalizator pentru economie și că el are aspecte care, adică întreținerea și punerea lui în valoare, are aspecte sociale, economice, în toate, este o abordare multidisciplinară care trebuie avută în vedere ca un factor de progres, nu ca un factor de consum, să zic, și atât, să ne oprim la consum. Care ar fi principalele beneficii pe care le-ar aduce restaurarea unor clădiri de patrimoniu, punerea lor în valoare? Păi, în primul rând, ele ne reprezintă pe noi toți, pentru că sunt ceea ce am fost prin generațiile anterioare și ceea ce vom fi prin generațiile viitoare. Deci, cumva, este o datorie a noastră și este o datorie și față de cei dinainte și față de cei de după. Identitatea noastră sunt ceea ce ne reprezintă și ceea ce ne definește. Bineînțeles că trebuie să avem grijă foarte mult de partea de educație, că este foarte greu să solicităm și să susținem că trebuie protejate, că trebuie puse în valoare, dar să nu înainte, să încercăm înainte să dăm aceste informații atât tinerilor cât și tuturor categoriilor de vârstă, că există niște goluri în cunoștințele pe care le-au oamenii raportat la patrimoniu local, regional, național și așa mai departe. Derby în această seară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. În bănie vine FCSB, una dintre cele mai în formă echipe din campionat. Costel Gâlca, antrenorul oltenilor, își dorește ca jocul echipei să arate altfel față de ultimele meciuri pentru a recâștiga încrederea suporterilor. În plus, oltenii au tot lotul apt pentru acest joc. E clar că nu trecem printr-o perioadă bună. Cum credeți că putem trece peste acest lucru? O coeziune, atitudinea în joc, cu siguranță că mulți dintre jucători o să fie la alt nivel, pentru că, cum a spus în nenumărate rânduri, au venit după accidentări, după fluctuații și mai slabe în joc, dar acum avem cam toți jucătorii la dispoziție și sunt din ce în ce mai buni. Mijlocașul Universității Craiova, georgianul Anzor Megvabishvili, crede că jucătorii pot depăși impasul în care se află echipa și spune că o victorie cu FCSB poate schimba brusc moralul echipei și atmosfera din bănie. Acum suntem puțin dezbinați, suporterii, echipa, dar factorul cheie este meciul cu FCSB. Trebuie să fim uniți, să jucăm bine și să obținem un rezultat bun. Dacă reușim acest lucru, toată atmosfera din jurul echipei se va schimba foarte repede, pentru că o astfel de victorie îți dă foarte multă încredere. Toată lumea vrea să câștigăm, cu toții o să dăm 100%. Trebuie să avem unitate, sunt convins că putem depăși acest moment. În cazul unei victorii în această seară, Universitatea Craiova poate urca pe locul 2 în clasamentul Superligii de fotbal. În ciuda transferurilor făcute în vară, echipa de handbal slătineană pare să nu reușească să facă față jocurilor din Liga Florilor. Handbalistele pregătite de Attila Horvat au plecat la Zalău pentru meciul din etapa a 8-a cu dorința de a face un joc bun și de a obține cel puțin un egal. Din păcate, dorința nu a fost suficientă pentru a putea să țină ritmul impus pe teren de jucătoarele antrenate de Gheorghe Tadici. Aflate și ele în zona fierbinte a clasamentului, handbalistele de la Zalău s-au instalat la cârma jocului încă din primul minut de joc și nu au slăbit ritmul niciun moment. Cu cât timpul de joc se scurgea, avantajul lor pe tabela de marcaj creștea. Astfel, jucătoarele antrenate de Gheorghe Tadici au intrat la vestiar cu un avantaj de 8 goluri. Pauza nu a fost de bun augur pentru jucătoarele de la CSM Slatina. Jocul a continuat în aceeași notă de dominare a gazdelor, care nu le-au iertat pe sportivele antrenate de Attila Horvat. Așa se face că la finalul meciului tabela de marcaj a indicat o victorie clară a jucătoarelor gazdă, scor 34-17. În etapa viitoare, CSM Slatina va întâlni pe teren propriu Măgura Cisnădie. Faptul că echipa sibiană a obținut până acum doar 7 puncte face ca meciul să fie unul extrem de dificil. O nouă înfrângere pentru jucătoarele lui Attila Horvat va face și mai grea atingerea obiectivului de a se menține pe prima scenă a handbalului feminin românesc.
Astăzi vremea s-a menținut caldă pentru această dată calendaristică. Cerul a fost mai mult senin în cea mai mare parte a intervalului. Vântul a suflat slab până la moderat, cu intensificări izolate în sud-vestul regiunii, rafala maximă înregistrată fiind de 65 de km pe oră la Drobeta, Turnu Severin. La ora 16, temperatura aerului avea valori cuprinse între 16 grade la Voineasa și 24 de grade la Apa Neagră și Caracal. La noapte cerul va fi mai mult noros și pe ariile strânse, mai ales în nord-vestul regiunii, va ploua slab. La munte, la altitudini mari, vor fi posibile și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări izolate din sector estic, mai ales în sudul regiunii, cu viteze la rafale de 50 de km pe oră, iar la munte vor fi rafale de peste 60-70 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 3 și 8 grade Celsius. Mâine vremea se va răci accentuat și va deveni ușor mai rece față de normalul termic al datei calendaristice în cea mai mare parte a regiunii. Cerul va fi variabil, cu înorări temporare. La începutul intervalului, izolat în nordul regiunii, va ploua slab. La munte, la altitudini mari, vor fi posibile și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări izolate în sudul regiunii la începutul intervalului, cu viteze la rafală de 45-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 13 grade Celsius.